Domnule președinte al României, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor procurori șefi, stimați invitați, dragi colegi, salut prezența dumneavoastră la sediul Ministerului Afacerilor Interne și vă mulțumesc, inclusiv în numele colegilor mei, pentru participarea la ședința de evaluare a activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2014. Alături de noi sunt în acest moment prefecți responsabili cu ordinea și siguranța publică din țară, care ne urmăresc în sistem de videoconferință, toate armele, poliție, poliția de frontieră, jandarmerie, pompieri, DIPI și celelalte structuri ale Ministerului nostru. Bilanțul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă cu siguranță imaginea concretă a contribuției valoroase pe care acesta și această prestigioasă instituție a statului român o are la dezvoltarea sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, la apărarea valorilor democrației și ale statului de drept. Dacă România astăzi este recunoscută ca un partener serios și competent, un aliat de încredere în cadrul structurilor internaționale de securitate și ca un stat sigur, generator de stabilitate și securitate în zonă, aceasta se datorează în mare măsură și muncii angajaților Ministerului Afacerilor Interne. Anul la cărui activitate o evaluăm astăzi din punct de vedere al rezultatelor obținute a fost un an al provocărilor, atât în plan intern, cât și în plan internațional, cu implicări în toate componentele sistemului de ordine publică și siguranță națională. Cu toate acestea, anul 2014 nu a fost un an al violențelor sau al fenomenelor infracționale profunde, ci un an în care criminalitatea pe ansamblu a înregistrat scăderi semnificative la majoritatea indicatorilor. Și cel mai important este că aceste scăderi au fost înregistrate pentru faptele penale la care cetățenii sunt cel mai mult expuși. Criminalitatea stradală a cunoscut cea mai mică valoare în ultimii 9 ani și mă refer la faptele comise cu violență, în stradă, la tâlhării sau agresiuni. Infracțiunile contra patrimoniului, adică furturile, au scăzut cu 8% în anul 2014, ajungând la cea mai mică valoare din ultimii 5 ani, iar în zona rurală, infracționalitatea a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 6 ani. La nivel național, criminalitatea sesizată este în scădere, fiind cu 9% sub valoarea înregistrată în anul 2009 și cu 12% sub valoarea anului 2011. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, știm cu toții că performanța se realizează cu oameni bine pregătiți, profesional motivați și corect recompensați și tocmai de aceea, anul trecut am avut ca prioritate a mea, a Guvernului României, punerea în aplicare a unor măsuri prin care munca și eforturile angajaților Ministerului Afacerilor Interne să fie răsplătite așa cum se cuvine. În aplicarea acestui demers, la nivelul Ministerului s-a impus consolidarea unui cadru în care valorile fundamentale sunt respectarea legii, protecția și siguranța cetățenilor, respectarea dreptului angajaților și apărarea statului de drept. Acestea au fost reperele activității Ministerului Afacerilor Interne și pilonii mandatului meu de ministru al Afacerilor Interne, obiective a căror îndeplinire am lucrat împreună cu conducerea Ministerului, cu reprezentanții tuturor armelor și ai organizațiilor sindicale și profesionale ca o adevărată echipă. Am început cu achitarea tuturor restanțelor privind drepturile de echipament, drepturi care din luna februarie 2014 se plătesc lunar, fără întârzieri sau amânări. Prin mai multe ordine pe care le-am aprobat, am asigurat drepturile legale cuvenite angajaților din zona operativă și am introdus decontarea transportului la locul de muncă pentru polițiștii mutați în interes de serviciu în alte localități decât cele de domiciliu. De la începutul acestui an, pentru întreg sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională, deși pentru angajații mei, munca prestată în zile de sâmbătă, duminică și sărbători legale este recompensată cu un spor de 75% din solda sau salariul de bază, plată necondiționată de acordarea timpului liber corespunzător. Am promovat această inițiativă legislativă în calitate de viceprim-ministru și vreau să mulțumesc astăzi atât primului ministru cât și președintelui României pentru că au susținut acest demers atât de necesar pentru cei care se află în serviciu românilor și al României 7 zile din 7, 24 de ore din 24 de ore. Ca o recunoaștere
a meritelor profesionale, peste 21.000 de ofițeri, subofițeri și agenți, au fost avansați anul trecut în gradul militar sau profesional înaintea îndeplinirii stagiului minim, cei mai mulți, adică peste 8.200, fiind polițiști. Toate promoțiile anului 2014, ofițeri, subofițeri sau agenți, au fost încadrate la termen. Acest lucru se va întâmpla și cu promoțiile acestui an, pentru că așa este normal într-o instituție care își respectă angajamentele față de tinerii care au ales să profeseze în acest domeniu și pe care i-a instruit și pregătit să urmeze această carieră. Totodată am creat un mecanism de solidaritate și protecție pentru familiile angajaților Ministerului care și-au jertfit viața în misiune, oferind copiilor acestora șansa de a urma cariera părinților lor. Anul trecut, copiii de eroi au fost înscriși la Academia de Poliție și știu că s-au integrat foarte bine. În spiritul aceleiași solidarități, am creat posibilitatea încadrării în sistem a soțiilor celor care și-au pierdut viața la datorie. Alături de noi, în această sală, se află polițiște care au trăit drama de a-și pierde soții în misiune. Le-am cunoscut anul trecut, sunt mame ale unor copii minori cu greutăți, femei puternice și care au demonstrat că au forța de a depăși greutățile vieții și de a merge mai departe. Le-am încadrat în Ministerul Afacerilor Interne, le-am oferit perspectiva unei cariere care să le permită să-și crească copiii fără grijă a zilei de mâine. Am făcut acest lucru și în cadrul Ministerului Apărării Naționale și m-am bucurat să pot aduce și la interne aceste principii în care cred foarte mult, solidaritate și camaraderie. O altă prioritate a anului trecut a fost îmbunătățirea dotării logistice a structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Am demarat astfel cel mai ambițios plan de înnoire a parcului auto al Ministerului prin achiziția de auto speciale pentru munca operativă, în condițiile în care aproape 80% dintre mașini aveau o vechime mai mare de 10 ani. Primele autovehicule au ajuns în structurile operative la sfârșitul anului trecut, urmând ca alte 2879 de autospeciale să fie recepționate în prima jumătate a acestui an. Acest program va continua în proiectul de buget pentru anul 2015. Este prevăzută suma de aproximativ 20,5 milioane de euro pentru achiziția din venituri proprii de noi autoturisme. Suntem cu toții conștienți de faptul că nu poți asigura cetățenilor un serviciu de calitate fără dotări corespunzătoare sau fără un cadru normativ modern adaptat riscurilor și provocărilor actuale. Vreau să fiți convinși că pentru mine, ca membru al Guvernului, asigurarea unui standard înalt de dotare logistică pentru structurile acestui minister va rămâne o prioritate și pentru perioada următoare. Și contez pe faptul că, pe lângă finanțarea de la bugetul de stat, pe care le-am amintit, fiecare structură va susține acest demers de modernizare prin atragerea de fonduri europene sau altor surse de finanțare. Pentru viitoarea perioadă de programare, până în anul 2020, au fost definite în primă etapă 140 de proiecte în valoare de peste 700 de milioane de euro. Aceasta în condițiile în care, pentru anul 2014, bugetul aprobat pentru proiectele finanțate din programe europene nerambursabile au fost de 35,9 milioane de euro, cu un grad de execuție de 96,5%. Dacă ne raportăm la gestionarea situațiilor de urgență, anul 2014 a fost un an al provocărilor, un an îndoliat de două tragedii aviatice, un an al lecțiilor învățate. Realitățile cu care ne-am confruntat au condus la regândirea întregului sistem național de management al situațiilor de urgență, astfel încât să asigurăm creșterea potențialului de acțiune la nivelul întregii țări. Pentru a asigura coordonarea coerentă și unitară a intervențiilor, am dispus organizarea tuturor structurilor cu atribuții principale și de sprijin conform concepției unice de acțiune în situații speciale. În baza acestei concepții, toate instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență utilizează proceduri identice pentru asigurarea interoperabilității și a unei coordonări sub comandă unică a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a tuturor forțelor, mijloacelor și resurselor existente la nivel național. Au fost inventariate la nivelul fiecărui județ toate tipurile de riscuri conform particularităților regiunii respective, precum și toate capabilitățile de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne, ale celorlalte instituții aparținând Sistemului Național de Management în situații de urgență, dar și ale operatorilor privați. Astfel, avem o perspectivă clară
a tuturor forțelor și resurselor care pot fi mobilizate în orice zonă a țării, în orice moment. Am constituit și operaționalizat noi structuri permanente sau temporare cu suport decizional. Platforma de coordonare operațională a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Centrul Operațional de Comandă al Guvernului și Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne. Acesta, din urmă, funcționează permanent 24 de ore din 24 și are atribuții în domeniul gestionării situațiilor speciale din domeniul ordinii publice și al situațiilor de urgență ce pot apărea pe teritoriul național. Efectele acestor modificări au fost resimțite imediat după implementare. Primele intervenții în situații de urgență după adaptarea acestora, fie că vorba de intervenții pentru înlăturarea fenomenelor meteo severe, de accidente grave sau de incendii, au fost mult mai bine coordonate. În urma misiunilor derulate în cooperare cu celelalte componente ale Sistemului Național de Management al situațiilor de urgență, poliție, jandarmerie, poliție de frontieră, unități ale Ministerului Apărării Naționale, STS, SRI, SPP, structurile pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au salvat viețile la peste 5600 de persoane și au protejat bunuri în valoare de aproximativ 2,33 miliarde de lei. La nivel național au fost gestionate peste 355.000 de urgențe, ceea ce înseamnă o medie de 974 de intervenții pe zi. Și trebuie să evidențiez aici numărul mare de misiuni aeriene ale Inspectoratului General de Aviație, mai mult de 8.000 de ore de zbor, dintre care 5.000 de ore au fost misiuni de salvare medicală SMURT. Domnilor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi, în spatele acestor cifre stă munca oamenilor noștri care cu profesionalism, cu dăruire, s-au pus în slujba românilor, uneori în condiții extrem de grele sau riscându-și propria viață pentru protejarea și salvarea celor aflați în pericol. În contextul noilor provocări generate de amenințările convenționale și neconvenționale, cu efecte inclusiv asupra fenomenului criminalității, anul trecut am adoptat o nouă abordare de răspuns strategic, integrat din partea instituțiilor statului din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Pentru creșterea capacității de acțiune a instituțiilor guvernamentale în prevenirea și combaterea criminalității circumscrise amenințărilor în domeniul securității naționale, am înființat și operaționalizat prin hotărâre de guvern grupul interministerial strategic GIS. Acest organism, cu rol strategic, reprezintă o platformă de cooperare între instituțiile din domeniul securității naționale care asigură coerența operațiunilor și punerea în comun a tuturor capabilităților de care acestea dispun pentru creșterea eficienței acțiunilor. Prin acest mod de abordare integrată, grupul interministerial strategic a fost organismul care s-a implicat în cele mai importante situații de criză de ordine publică cu care instituțiile statului s-a confruntat. De asemenea, prin coordonarea integrată a acțiunilor derulate, structurile Ministerului Afacerilor Interne au contribuit la creșterea substanțială a numărului constatărilor pe linia criminalității economico-financiară, vorbind de o creștere a constatărilor de peste 72% față de anul 2013. Pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale au fost soluționate 15.395 de dosare, fiind trimise în judecată 2.703 persoane, iar în ceea ce privește contrabanda și frauda vamală, au fost reținute în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 166 milioane de lei. În domeniul criminalității organizate, prin acțiune concertată a structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2014 au fost destructurate 237 de grupuri organizate, 1.995 de persoane fiind trimise în judecată. În scopul menținerii climatului de ordine publică, Poliția Română desfășura zilnic în medie 760 de intervenții rapide la evenimente, 300 de acțiuni cu efective mărite, peste 2300 de controle și a planat 460 de situații potențial conflictuale. Conducerea și coordonarea integrată a activității poliției și jandarmeriei române de menținere și asigurare a ordinii publice au avut ca rezultat scăderea semnificativă a faptelor antisociale din zona publică. Iar 2014 nu a fost deloc un an ușor din punct de vedere al asigurării ordinii publice. Am gestionat foarte bine două procese electorale care s-au desfășurat într-un climat general de normalitate, fără evenimente care să pună în pericol siguranța cetățenilor sau legalitatea exercitării votului. La nivel național, pentru asigurarea ordinii publice, Jandarmeria Română a desfășurat peste 328.000 de acțiuni, printre care aproape o treime au fost realizate împreună cu Poliția Română.
Profesionalismul jandarmeriei române a fost demonstrat inclusiv prin participarea anul trecut la misiunea de instruire și mentorat din Afganistan, dar și prin participarea unui nou contingent alcătuit din 28 de jandarmi în misiunea de reconstrucție instituțională a statului afgan începută în ianuarie 2015. Trebuie menționat că în această nouă misiune NATO participă și 5 polițiști români. În domeniul migrației ilegale, dar dacă în primele două trimestre valorile migrației au fost apropiate de media anului 2013, în trimestrele 3 și 4, numărul migranților depistați a înregistrat creșteri la frontiera cu Bulgaria, plus 44%, dar și la frontiera maritimă, plus 37%. La Marea Neagră, în apele teritoriale românești, au fost depistate mai multe grupuri de migranți, însumând 347 de persoane, care au necesitat asistență și prim ajutor din partea polițiștilor de frontieră români, având în vedere embarcațiunile nesigure folosite de migranți. Cazurile înregistrate în anul 2014 în apele teritoriale românești, alături de incidente semnalate în apele teritoriale ale Turciei și Bulgariei, în care au fost descoperite embarcațiuni cu migranți la bord, confirmă faptul că ruta migraționistă pe mare din Turcia în România este încă activă. Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate și maximă atenție aceste tendințe, chiar dacă la acest moment nu vorbim de un fenomen de mare risc. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi, evenimentele înregistrate în plan internațional au readus tema siguranței cetățenilor pe agenda ministerilor de interne ale tuturor țărilor europene. Aceste provocări ne-au pus în fața unor analize serioase a activității noastre și au determinat în consecință unele măsuri de consolidare a sistemului de siguranță și ordine publică. Și vreau să anunț aici că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborată noua strategie națională de ordine și siguranță publică pentru perioada 2015-2020, document care de astăzi va intra în etapa consultării și dezbaterii publice. Strategia stabilește ce avem de făcut în următorii 5 ani pentru eficientizarea sistemului de ordine publică și siguranță printr-o abordare preventivă orientată către nevoia de securitate a cetățeanului și întărirea autorității instituțiilor care au ca atribuții creșterea nivelului de siguranță, protejarea economiei naționale, a spațiului cibernetic și securizarea frontierelor. Domnule președinte al României, domnule prim-ministru, am convingerea că noua strategie națională de ordine și siguranță publică va fi adoptată cât mai curând la nivelul Guvernului României, sigur, după consultarea tuturor instituțiilor din domeniul apărării ordinei publice și siguranței naționale și după prezentarea sa în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al țării. Stimați invitați, stimați colegi, cea mai importantă resursă a acestui minister sunt oamenii, colegii noștri, ceea căror dăruire față de profesie, față de țară și cetățean, a făcut ca acest bilanț să fie unul pozitiv. Toate aceste rezultate nu sunt doar cifre statistici, ci ele se regăsesc în dimensiunea reală, cea a percepției cetățeanului față de siguranța sa de zi cu zi, față de pericolul infracționalității, în încrederea pe care românii o acordă structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În această perspectivă, conform sondajelor de opinie, poliția română a încheiat anul trecut cu un nivel de încredere de peste 50%. Jandarmeria română este constant la un nivel de încredere a populației de peste 60%. Iar despre pompieri știm cu toții că se află pe primul loc în orice sondaj de opinie. Vreau astăzi, la modul cel mai sincer, să mulțumesc tuturor colegilor, dumneavoastră, pentru efortul și munca depusă în anul 2014. A fost un efort comun, pentru că noi, cei din Ministerul Afacerilor Interne, suntem o mare echipă. Conducerea Ministerului, ofițeri, subofițeri, militari și personal civil din toate structurile Ministerului. Dragi colegi, românii au mare încredere în noi și cu toți avem datoria să nu-i dezamăgim. Așa să ne ajute Dumnezeu.